Transmisiunea în direct pe Antena Play nu a fost reluată încă. Ba mai mult de atât, pe pagina oficială Mireasa a fost afișat următorul mesaj. Din cauza unei avarii tehnice majore, transmisia Antena Play este temporar afectată. Echipa lucrează la remedierea problemei chiar în acest moment. Imediat ce problema va fi rezolvată, transmisia va fi reluată. Vă mulțumim pentru înțelegere. Așadar, sunt într-adevăr niște probleme tehnice, nu am înțeles exact care este cauza. Cert este că am citit pe anumite grupuri cum că petrecerea de fapt ar fi început chiar și în aceste condiții și că noi vom vedea ce s-a întâmplat în această perioadă, abia luni, evident, în emisiunea live. Unele persoane spuneau că sunt afectate toate posturile trustului intact în ceea ce privește sonorul și calitatea imaginii. Nu știu asta, nu am verificat, cert e că nu cred că s-a mai întâmplat vreodată să fie oprit atât de mult timp transmisiunea de pe Antena Play și mai ales într-un moment atât de important când avea loc această petrecere pe care cu toții o așteptam. Sunt curioasă dacă se va reeta transmisia în această seară, dacă mai avem șanse să vedem ceva de la petrecere sau nu.